Bună, salutare tuturor și bine ați revenit la un nou clip aici la mine pe canal. După cum vedeți și din titlu, este un mega haul de la AliExpress. Am o parte din produse primite înainte de vacanță, o parte de produse pe care le-am găsit în cutia poștală după ce m-am întors din vacanță, așa că am multe, multe lucruri să vă arăt. Aici este o cutie mare și multe plicuri aici deasupra. Mai am aici o cutie la fel cu multe, multe plicuri. Așa că nu pierdem vremea și începem să le despachetăm. O parte dintre ele sunt deja desfăcute, dar nu am scos produsele din ele. Așa că începem aici dintr-un loc. Avem aici primul plic, ce conține un port fard. Arată cam așa, are 1, 2, 3, 4 buzunărele cu fermoar fiecare. Inițial am făcut comandă de acest produs pentru a-l lua cu mine în vacanță ca să-mi organizez produsele care vreau să le iau cu mine, dar nu am mai apucat. Cam așa arată fiecare buzunărel în parte, zic eu, destul de încăpător, practic atât pentru produse cosmetice de îngrijire, dar și ustensile, cum ar fi pensule, de exemplu, iar în momentul în care toate sunt pline, el se prinde așa cu doi magneți aici și va arăta ceva de genul ăsta cu buzunarele pline. Sigur că e destul de ok, practic calitatea este bună, cusăturile arată bine și sper să-mi fie de ajutor pentru dățile următoare când voi merge în vacanță. Următorul pliculeț este acesta și aici am o pensulă, tot din aceasta așa de tip cocon, foarte bună pentru highlight, pudră, fixarea anticearcărului cu o pudră, de exemplu, îi voi găsi cu siguranță un mod practic de a o folosi și vine cu această plăsuță de protecție care o ajută să-și păstreze forma destul de bine. Așa. Încă un pliculeț aici. Aici este o comandă pentru o prietenă, este un set de căști. Are un cablu USB, iar căștile vin în cutiuța asta așa portabilă. Nu-mi permit să le desfac pentru că sunt ale ei și vreau să fie ea cea care le desface. Produsul vine sigilat în punguța asta așa care se prinde. Asta îl vor da deoparte. Așa, următorul plic conține o ustensilă din asta pentru scos coșurile. În special o voi folosi pentru punctele negre. Ia să vă arăt așa mai de aproape. Cam așa arată aici. La un capăt are partea asta așa rotunjită, iar la capătul celălalt, cu o protecție așa de... Mă rog, nu cred că reușesc să o scot. Are un vârf ascuțit pentru a pocni coșurile, ca să zic așa. Mă rog, acest tip de ustensile trebuie folosită cu mare grijă și în special de persoane care chiar știu să le folosească. Dar, mă rog, cred că am să o folosesc și eu cu grijă și o să vedem ce o să iasă și dacă o să fie ok. Următorul plic, așa unul mai mare. Aici este un set de pensule pe care vreau să le fac, cadou. Așa că nu am să le desfac, dar conține așa 1, 2, 3, 4, 5 pensule mărișoare așa pentru machiajul feței și 1, 2, 3, 4, 5 pensule pentru machiajul ochilor. Arată frumos, într-o nuanță așa de roz pudrat. Nu au costat nici astea foarte mult. De fapt, niciunul din produse, cel mai scump produs, ca să zic așa, este cel care se află în cutia mare. Și o să vă spun acolo despre ce este vorba. În orice caz, vă spun de pe acum dacă vă interesează un produs anume sau voi încerca pe cât posibil să vă las în bara de descriere linkurile pentru toate produsele cumpărate dacă vă interesează vreo ceva. Trecem la următorul plic și avem... Ca să vedeți ce am putut să cumpăr de pe AliExpress, da? O roată din aceasta pentru feliat pizza, pentru că nu aveam o astfel de ustensilă în casă și am zis că ce ar fi să încerc să cumpăr una de pe AliExpress, să vedem dacă funcționează, dacă este ok. Eu am mai multe
chestii cumpărate pentru bucătărie, iar dacă vreți, la un moment dat vă pot face un clip să vă arăt ce am cumpărat eu de pe AliExpress și sunt de mare ajutor prin bucătărie, așa că o să vedem și asta. Cu prima ocazie când o să cumpăr pizza, am să vă las eventual pe Instagram să vă spun dacă funcționează sau nu, așa că urmăriți-mă și acolo. Așa, următorul plic este o bentiță pentru păr. Nu am desfăcut-o din punguță. Asta o să fie un clip cu multă foșneală, dar voi încerca pe cât posibil să le desfac cât pot eu de repede. Pentru că o începe vremea rece, de acum am zis că ar fi ok să-mi comand o bentiță pentru păr și este una din aceasta ampletită, într-o culoare neutră, o culoare bej, așa văd că este suficient de elastică și de frumoasă, iar aici în față are o decorațiune, zic eu, destul de reușită, calitativ, arată bine, sunt cusute frumos și cu siguranță va fi de folos. Ia să vedem, să-mi stric un pic freza. Nu știu dacă am curaj acum să-mi stric părul când stă el așa de frumos. Apropo, părul e natural, așa arată părul meu natural, ondulat. Ondulat și frumos. Așa, dar cu siguranță, la fel cu prima ocazie când o voi încerca, voi face o poză și o voi lăsa pe Instagram. Așa, în linii mari, văd că produsul arată destul de bine, chiar nu are defecte, cel puțin nimic vizibil și sunt chiar mulțumită de modul în care arată. Următorul plic este acesta, este un suport pentru telefon. Telefonul se fixează aici, este un trepied, mai bine zis, are așa trei picioruțe care sunt mobile și care se pliază. De exemplu, dacă vreau să fac o poză, sunt afară, pot să o prind de un gard, de o creangă de copac, ceva de genul ăsta, pentru că astea se mulează atât cât este nevoie și, dacă nu mă înșel, are și o telecomandă. Ia să vedem. Și o plic gol. Da, are și o telecomandă și să sperăm că o să funcționeze. Vă voi lăsa eventual părere aici în bara de descrieri. Foarte ok sunt și astea. Următorul plic sunt niște ustensile care se atașează de creionul de scris pentru copii, iar sunt pentru a ajuta copiii să țină corect creionul în mână. Un set este pentru mine și un set pentru o prietenă, așa că vom vedea despre ce este vorba când le voi folosi. Băiețelul meu urmează să intre la școală în luna februarie, așa că sper că acest produs să-l ajute să țină corect și cât mai bine creionul în mână, pentru că deocamdată avem un pic probleme la capitolul ăsta, dar nimic de îngrijorat. Uitați că am multe plicuri goale aici la mine. Așa, următorul plic este acesta și este o bentiță pentru păr, că tot se poartă, stați așa, pentru că tot se poartă bentițele sezonul ăsta, am zis să-mi achiziționez și eu una. Este tot așa într-o culoare neutră, bej, ia să vedem, da, arată într-un mare fel cu bentiță. Dar va fi de ajutor, sper eu, măcar la să-mi țină părul atunci când, eu știu, mă spăl pe ochi sau, mă rog, chiar și pentru o zi în care părul nu-mi stă cel mai frumos și reușit mod, va fi perfectă pentru o zi de genul ăsta. La fel, din câte văd, arată ok, e lucrată destul de bine, nu prezintă defecte sau mai știu eu ce și sper să fie și aceasta ok. Așa, încă o punguță aici, tot pentru sezonul ăsta rece, mi-am comandat 3 bentițe, una în nuanță așa, nu știu cum să-i spun, spuneți-vă, tot așa un cărămiziu, bentiță simplă, are așa aici un nod, pentru că nu sunt neapărat fană fesuri, căciuni și așa mai departe, zic eu că pentru zilele când va fi rece afară, o bentiță dintre asta pusă așa pe urechi va fi ok. Hai să facem totuși o probă. Da, mă rog, poate nu e asta cea mai potrivită variantă de a-mi pune o bentiță pe cap, ceva genul ăsta, dar arăt foarte
anii 20. Așa, văd că e destul de elastică. Nu prezintă nici aceasta defecte, deci asta așa odată în nuanță cărămizie. Încă una într-o nuanță așa, se vede mai roșu pe cameră, este un burgundiu frumos. La fel, elastică, drăguță, nu prezintă defecte, cusăturile arată ok. Și ultima este un verde închis, un verde smarald închis așa. La fel de ok și aceasta. Și cu siguranță îmi va sta bine, că nuanța asta știu că mă avantajează. Așa că mi-am făcut stocul pentru iarna asta. Așa. Următorul plic este o pereche de cercei. Sunt așa ceva mai fancy. Sunt niște cercei de ocazie. Dar văd că arată destul de bine. Apropo de unghiuțe, sunt făcute acasă în România. Mi le-am făcut pe 19 octombrie. Azi este 24... ceva genul ăsta, habar, nu știu ce dată suntem azi. Stai așa. E 25 octombrie. Așa. Și văd că arată destul de bine unghiile. Au rezistat eroic, dar ne întoarcem la cercei. Sunt așa cu frânjurei, ca să zic. La capăt au așa niște bucăți de metal. Dar zic eu că arată destul de bine și sunt chiar drăguți. Și sunt lungi, dar nu foarte, nu nimic exagerat. Cu siguranță mă veți vedea purtându-i printr-un clip sau ceva. Asta chiar am adunat aici plicuri. Așa. Și mai departe tot o pereche de cercei din astea din plastic. Într-un imprimeu așa. Și el în trend toamna asta. La fel într-o culoare potrivită pentru toamnă-iarnă. Cam așa arată, zic eu că sunt drăguți. Și eu sunt fană gablonțuri de genul ăsta, cam așa o să arate în ureche. Zic eu că e destul de drăguț. La fel îi voi purta cu siguranță în vreun clip și am să vi-i arăt și acolo. Așa. Dar acum trecem la clipurile pe care încă nu am apucat să le desfac și parcă mi-adusesem aici un cuțit. Ceva foarte periculos. Glumesc, vă dați seama, da? Sper ca toate ironiile astea care le mai fac câteodată să fie înțelese așa cum trebuie. Așa, au, încă o bentistă pentru păr. De data asta într-un print dintre ăsta așa pentru ca de eșarfă, să zic așa, ceva cu lanțuri, ceva, mă rog, într-o culoare tot așa. Ceva de toamnă, burgundiu, cărămiziu, gri, alb. Mai am ceva de genul ăsta de pe la Goodiebox și încă una tot de pe AliExpress. Dar zic eu că e ok, așa să-mi țină părul, arată destul de bine. Cusăturile sunt ok, nu are ațe care atârnă. Sper să se așeze bine și să nu strângă capul prea tare. Trecem la următorul plic. Și aici sunt o pereche de cercei. Dumnezeu meu, ce drăguț sunt! Am căutat acest cercei inspirându-mă de la o altă pereche de cercei pe care i-a arătat Sabina Rusescu. I-a primit de la o prietenă și erau cumpărați din Primark. E de rezervă, ok. Ia să vedem. Am dintre astea așa de pus de rezervă în spatele urechilor. Cam așa arată cercelușii. Și zic eu că arată super drăguț, așa ceva cu animal print, tot în nuanța asta de maroniu, așa. Zic eu că o să o arate super bine la ureche, nu sunt exagerat de mari, arată chiar ok. Chiar ok. Sunt uimită de cât de bine arată, serios. Și nici nu am dat foarte mult, la fel v-am zis că voi lăsa link-ul în bara de descrieri. Mai scăp de un clic. Să vedem. Așa, asta e un mouse guard, nu știu cum să spun în română.
ajutați-mă voi, serios, am un lapsus, nu e că e fiță sau mai știu eu ce, e o minune dintre asta care se pune la dinți pentru a proteja dinții în timpul somnului. Eu, de exemplu, dinții mei de jos se cam tocesc de dinții de sus, de partea din spate a dinților și nu e chiar sănătos, nici nu e prea ok, în timp pot avea probleme de la asta și am înțeles că ar fi ok de purtat o chestie din asta noaptea și am înțeles că ajută un pic și la îndreptarea dinților. Eu iam pe aceștia un pic ieșiți în afară. Am avut la un moment dat în timpul liceului aparat dentar, l-am purtat vreo 2 ani, era aparatul la fix și după ce mi l-au scos ar trebui să port un aparat mobil pe care să-l port doar noaptea și vreo 2 ore ziua, dar nu l-am purtat pentru că nu era făcut cum trebuie și mă durea foarte mult. În fine, un story time pe tema asta o să vină cât de curând, dar sper să mă ajute minunea asta. Așa, mai scăpăm de un plic, hai să nu mai avem chiar mult. Ia să vedem aici ce găsim. Așa, tot o ustensilă pentru bucătărie și anume un tel. Pentru că am rămas fără tel. Telul pe care îl aveam s-a rupt și uite ce frumos și ce bine arată ăsta de pe AliExpress. Când am fost în vacanță, am fost în Oșan și am găsit acolo un tel, era undeva 7 lei și ceva și era chiar culmea, ultimul de pe raft, iar când am ajuns cu el la casă, ne-a spus vânzătoarea de acolo că nu are etichetă și că nu poate să mi-l dea sau, mă rog, ar fi trebuit să aștept să fie căutat în baza de date managerul ăsta și am zis că renunțăm. Dar uite că mi-a sosit ăsta de pe AliExpress și sper să fie ok și să reziste. Așa, el pare destul de trainic și de ok. Și nu a costat foarte mult. Așa că la prăjitureală de acum. Așa. Ăsta cred că e penultimul plic. Și e tot o pereche de cercei. De data asta o pereche de cercei pe care am văzut-o la Ruxandra Ariciu. Și chiar am lăsat acolo comentariu că mi-au plăcut mult cercei și cu siguranță îi voi căuta și eu să îi achiziționez. Ăștia sunt ceva mai mari, așa un pic mai excentrici, aș spune eu, dar nu au costat mult și pentru așa o poză cel puțin sau ceva așa, eu zic că ar merge ok. Sunt din material. Deci, din punctul meu de vedere, ar fi o pereche de cercei potrivită de purtat acum, toamna, iarna. În nuanțe de alb, mov, mă rog, nu arată ei cine știe ce, dacă stau așa bine să-i analizez, dar... Nu. Bănuiesc că se putea și mai rău, da? Cred că ăsta e cel mai nasol produs din toate, pe câte le-am, din toate câte le-am avut până acum primite. Dar ce să-i faci, mai primești și se mai întâmplă și fail-uri. Dar mă mai gândesc, eventual dacă nu sunt pe deplin mulțumită de ei, pot face o... cum se cheamă? O plângere la cei de la AliExpress și să fie returnați banii. Și am ajuns la ultimul plic, un plic așa foarte fancy, moguliu, arată foarte bine. Și aici avem un aparat din acesta, un dispozitiv de masaj pentru față. Acolo scria că e din jad. Acum știu dacă e din jad sau e piatră simplă. Prea... Oho! Deja s-a desprins în bucăți. Bun! Începutul e promițător, ca să zic așa. Noroc că am pistol din ăla de lipit cu silicon și îl voi repara, nicio problemă. Să vă fac un zoom pe el. Cam așa arată și cam așa ar trebui folosit, mă rog, pentru masajul feței. Mai întâi, bineînțeles, va trebui să-l spăl și să-l dezinfectez foarte bine. Și are două părți, o parte mai mică și o parte mai mare. Asta mai mică poate fi folosită în zonele mai înguste ale feței, pe conturul nasului, conturul gurii, în jurul ochilor, tâmple, pentru că nici acolo zona nu este prea mare. Și zic eu așa, mini-mare arată destul de bine. Da, sunt curioasă cum va,
cum va fi să masez tenul cu el. Acum nu mai are importanță. În mod normal trebuie să fie chiar din jad. Vă spun asta, nu am cum să o verific sub nicio formă. Dar, în orice caz, masajul facial este oricum benefic, ajută la circularea mai bună a sângelui și de aici toate beneficiile pentru revigorare, regenerare, antirid și așa mai departe. Și cred că va fi ok de folosit. Așa. Și am ajuns la cutiucul ăsta mare, cea mai mare cutie pe care am putut eu vreodată să o primesc de la AliExpress. Vă spuneam într-un clip înainte să plec în vacanță că mi-am comandat Ring Light. Și cred că de Ring Light este vorba în cutiucul ăsta așa mare. Dar acum să vedem dacă reușesc să o desfac. Îmi pare bine că a fost trimis atât de împachetat în cutia asta așa mare de polistiren, pentru că în felul ăsta produsul sper eu că a stat destul de bine acolo și nu s-a deteriorat. Eu am comandat de altfel chiar două ring light-uri, unul pentru mine și unul pentru o prietenă. Da, cam așa arată ele în cutie. Aici avem stativele pentru fiecare, vrea să un pic ciudat, dar plastic așa, da. Deci fiecare stativ în parte vine pus în câte un săculez din acesta textil. Așa. Încă o dată, aici încă două minuni dintre astea, cred că e dispozitivul care fixează ring light-ul de stativ. Și aici sunt ring light-urile. Nu sunt foarte mari. Sper să fie îndeajuns. Eventual, dacă nu e de ajuns, am să mai cumpăr încă unul pentru mine ca să-mi fie de ajuns pentru filmat. Cam așa arată el. Vedeți că este totuși destul de mare. Zic eu că ar fi suficient pentru filmat. Și avem aici cablul, este din ăsta USB, deci îmi va fi ușor să-l conectez cu oricare întrerupător, întrerupător triplă depus în priză. Aici are ceva, un întrerupător cu 4 butoane, aici este pornit oprit, plus minus intensitatea și ceva, mă rog, va trebui să-l testez să văd dacă funcționează cum trebuie, amândouă. Să știu că sunt în stare ok și sunt încântată momentan, chiar dacă nu l-am fixat, pentru că, vă spuneam, lumina nu o să mă ajute prea mult de acum înainte asta naturală, așa că am cu siguranță nevoie de un ring light pentru mai multă lumină. Iar unul ring light din acesta a costat 200 de coroane, asta înseamnă undeva la 120-125 de lei maxim. Dacă mai și funcționează corect, eu sunt mulțumită, da. Dragile mele, dragii mei, ăsta a fost clipul de azi, un haul așa cu de toate de pe AliExpress. V-am spus, sper din tot sufletul să am timp să pot pentru fiecare produs în parte să vă las link-uri în bara de descrieri. În orice caz, dacă vă interesează un produs anume, vă rog să-mi lăsați scris în comentarii pentru a posta într-un fel în ordinea în care aveți și voi interes prețul produselor. Și, nu știu, spuneți-mi, voi ați comandat, ați comandat de pe AliExpress, ați încercat vreodată vreo unul din produsele pe care le-ați văzut acum la mine, sunteți mulțumite, da, nu, așa. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă mai aștept cu mare drag tot aici la mine pe canal într-un clip viitor. Până atunci vă pup și aveți grijă de voi. Pa, pa!